Două persoane au ajuns la spital după ce mașinile în care se aflau s-au ciocnit violent. Accidentul s-a produs marți seara în jurul orei 21 pe strada Nicolae Dimo din sectorul Rășcani al Capitalei. În urma impactului, ambele vehicule au fost făcute zob. Potrivit poliției, vinovat de accident s-ar face un șofer de 36 de ani. Acesta a ieșit de pe un drum secundar fără a se asigura și a lovit un automobil care era condus de un tânăr de 27 de ani. În consecință, două pasagere, o femeie însărcinată și o tânără de 26 de ani s-au ales cu răni ușoare și au fost transportate la spital. Alcool testul a arătat că niciunul dintre conducătorii auto nu era băut la volan. Cele care va fi găsit vinovat riscă 1.500 de lei amendă și 6 puncte de penalizare. Alte circumstanțe urmează a fi stabilite de oamenii legii.